Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Cristea Rot. Vă voi face o nouă etalare astăzi în trei variante. Întreabă oracolul, practic este etalarea. Voi folosi un alt pachet de cărți de oracol, oracolul numerelor. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante. Variante cu pietrele de cristal. Și alegeți-vă varianta cu care rezonați, puneți-vă o întrebare, puneți o întrebare oracolului, practic, și să vedem ce răspuns vă va da, care este răspunsul său. Concentrați-vă pe întrebarea voastră în momentul în care vă alegeți varianta. Alegeți-vă varianta, bineînțeles, bazându-vă pe propria intuiție. Și pentru început voi face etalarea pentru cei care și-au ales prima variantă, varianta pietrei roz. Așadar, întreabă oracolul, este practic o etalare pe care o voi face zilnic, ca și etalările pentru predicția zilei. Doar că prin această etalare, va răspunde doar pentru o întrebare, pentru o dorință, nu vor fi predicții generale. Și pentru ca răspunsul să fie cât mai precis și voi trebuie să vă concentrați în alegerea variantei cât mai bine. Eventual, dacă aveți dubii în alegerea variantei, citiți, ascultați și varianta asupra cărei aveți dubii dacă să o alegeți sau nu. Sau toate trei variantele și alegeți-o pe cea cu care vă regăsiți și care corespunde întrebării voastre. Pentru că uneori intuiția nu ajută foarte mult la alegerea variantei corecte dacă nu aveți mintea foarte limpede, foarte clară pentru ceea ce vă interesează, concentrată pe ceea ce vă interesează. Aici voi aveți poate o dorință să fiți cu o anumită persoană, dar poate că este mai întâi nevoie să vă eliberați poate de niște concepții, de niște mentalități, de niște tipare mentale legate de ceva, de cineva, de felul în care acționați. Aici mi-a ieșit alchimistă și metamorfoza, ceea ce îmi spune că trebuie, sunteți într-o perioadă de transformare, practic. Va trebui să faceți niște schimbări, poate. Pentru voi, numărul 13 nu este un număr cu ghinion, ci este un număr care vă cere să fiți mai înțelepți. Să vă schimbați, poate, așa cum a ieșit și din tăiere, o concepție despre viață, despre o relație, despre un comportament. Așa cum mi-arată aici, mi-arată o persoană care poate nu-i place ceea ce se... Poate nu vă place ceea ce vedeți în oglindă. Poate aveți nevoie să vă schimbați ceva la voi, în mentalul vostru. Pentru că este timpul, practic, să faceți o schimbare. Dacă doriți să vă rezolvați problema pe care o aveți, să vă împăcați cu persoana la care v-ați gândit, aveți nevoie de o schimbare. Practic, cartea Alchimistul vorbește despre un aspect karmic al reconstrucției. Va trebui să vă reconstruiți, pentru că poate că aveți niște datorii de plătit din vieții anterioare sau din ceea ce ați făcut în această viață. Este practic, va trebui să vă puneți față în față cu realitatea, să acceptați realitatea. Această carte, practic, care a venit la voi, care a răspuns la întrebarea voastră, semnifică că vă găsiți într-o fază de profundă schimbare. Practic stați completând un ciclu de experiențe și sunteți pregătiți ca să experimentați un nou nivel de existență. Veți trece într-un nou nivel, trebuie să treceți la un alt nivel. În această fază de tranziție între vechi și nou, practic vă veți întâlni cu mai multe, cu latura voastră ascunsă, cu umbra voastră, ca să zic așa,
și vă veți confrunta cu mai multe aspecte ale voi înșivă, care întotdeauna ați refuzat să le recunoașteți sau să le vedeți, să le acceptați, da? Deci, ceea ce vi se întâmplă vouă în această, acum, în relație sau în situația în care sunteți, este practic ca să vă pună față în față cu voi înșivă, ca să vă cunoașteți limitele, să vă cunoașteți pe voi înșivă, să vă descoperiți pe voi, să vă descoperiți rănile, practic. Pentru că descoperindu-vă rănile, începe să vă vindecați. Va trebui să vă recunoașteți rănile care le aveți și să începe să le și îngrijiți. Cartea, practic, reprezintă o persoană foarte puternică și poate chiar și mândră, care poate este puțin influențată de mediul extern, care nu se lasă influențată de mediul extern. Poate că este vorba despre, v-ați gândit la o persoană care este poate mai rece, mai egoistă, care nu-și manifestă sensibilitatea, care nu este prea sensibilă la ceea ce vreți voi, să zicem așa, nu prea interesează foarte mult ceea ce vreți voi. Posibil să faceți să fie o mare schimbare. Vă întâlniți cu persoana respectivă și să o găsiți foarte schimbată. Poate că caracterul său este foarte schimbător și poate că este o persoană care este foarte destul de oportunistă. Poate că îi apare o persoană care este foarte inocentă, dar de fapt este o persoană oportunistă. Și doar dacă poate îi veți oferi ceea ce vrea, dacă are avantaje, poate obține avantaje de pe urma voastră sau datorită vouă, doar așa poate să vă dea atenție, dar vă va răni această persoană. Da? Deci, va trebui cumva să vă sacrificați, poate, sau să acceptați. Să acceptați că nu este persoana potrivită, da? Deci această persoană vă va face să suferiți și mai mult, vă va deschide răni și mai mari, da? Deci nu este, trebuie să vă transformați, să vă schimbați, să vă schimbați mentalitatea, să renunțați poate, sau să clarificați. Deci răspunsul la întrebarea voastră este acesta, o clarificare, o transformare, o mutare, o renunțare. Da, poate să eliminați din viața voastră o anumită persoană sau o anumită relație, să închideți ușa la trecut, ca să puteți merge mai departe, va trebui să vă vindecați. Da, deci întâi trebuie să vă vindecați, să vă întăriți, pentru că aveți de-a face cu o persoană care e destul de insensibilă și vă rănește. Și nu sunteți pregătiți pentru această persoană, dar sunteți pregătiți să faceți această schimbare cu voi înșivă, da? Și să acceptați până la urmă că nu este persoana potrivită. Cam asta e tot ce pot să spun pentru cei care și-au ales prima variantă. Prima variantă a pietrei roz. Vedeți și pentru cei care și-au ales varianta pietrei mov. Să vedem ce răspuns vă dă oracolul la întrebarea voastră, care e răspunsul pentru voi. Voi aici poate veți avea nevoie de sfatul cuiva și poate să fie vorba și de o nouă relație care începe, de inocență, de tinerețe, poate e vorba de tinerețe, vorba de sensibilitatea noului început, poate să zic așa, într-o relație. Dar posibil să aveți nevoie și de cineva care să vă dea un sfat, să vă ajute. Perfecționism, tamea ești aici, absolutismul. Ceea ce îmi spune că voi poate va trebui să, acum depinde la ce v-ați dorit, sunteți o persoană care doriți perfecțiunea, doriți să fiți cel mai bun din domeniul vostru. Să
culegeți practic fructele propriile voastre acțiuni. Deci poate voi v-ați gândit mai mult, acum fie că e vorba de relații sentimentale sau de profesie sau bani sau alte acțiuni, în orice caz voi veți culege roadele acțiunilor voastre, a faptelor voastre, a vorbelor voastre, pentru că sunteți o persoană care faceți lucrurile bine, le faceți lucrurile sau aveți, doriți ca totul să fie perfect, să se respecte regulile, toată lumea să fie la locul său, să facă lucrurile cât mai corect, cât mai bine, da? Vă puneți poate niște limite, să zic așa, sau impuneți niște limite. Aveți grijă să nu vă pierdeți inima, să nu fiți prea duri, prea dure, da? Deci aveți grijă aici la acest lucru. Că poate sunteți puțin cam extremist. Extremiști, cam extremiste, nu știu, aici cereți poate imposibilul la cealaltă persoană sau persoană care aveți de-a face pentru ce v-ați gândit voi. Da? Deci poate va trebui să fiți puțin mai umili, să aveți mai puține pretenții, să fiți mai modești, da? Mai moderați în ceea ce faceți. Poate că ar trebui să abandonați gândurile că voi sunteți altfel decât ceilalți, deci să faceți, să încercați să vă integrați poate mai mult într-un anumit într-un colectiv, într-o relație, poate ar trebui să vă implicați, să încercați să vă implicați, să nu mai pretindeți poate să fiți, să aveți partenerul perfect, spre exemplu, să se comporte în modul cel mai perfect, să-i acceptați poate și, și viciile, să zicem așa, da? Și greșelile, pentru că nimeni nu este perfect, ci se poate doar îmbunătăți. Sau poate că ar trebui să nu vă, să nu, să încercați cumva să vă trăiți viața, că poate voi vreți să fiți, să vă trăiți viața doar când totul e perfect, când totul funcționează perfect, când vă simțiți voi perfect, să zic așa. Nu încercați să aveți mereu dreptate, ci mai degrabă urmați, să zic așa, impulsul de a lăsa și pe ceilalți să aibă dreptate sau fiți mai modești, mai echilibrați. Concentrați-vă mai mult pe afinități decât pe diferențe. Când întâlniți pe cineva, încercați să găsiți ceva care să care ceva comun cu cealaltă persoană. Deci când aveți de-a face cu, dacă v-ați gândit la o anumită persoană, concentrați-vă, deci așadar, ca să, la, pe ceea ce vă leagă, nu pe ceea ce vă desparte. Concentrați-vă pe ceea ce aveți în comun, ce puncte comune aveți împreună și nu ceea ce vă separă. Da? Încercați să fiți mai sensibili și cu voi înșivă, poate sunteți prea dur cu voi înșivă, poate sunteți prea neiertători, încercați să vă iertați. Nu uitați că și voi aveți nevoie de să vă îngrijiți sufletul, copilul interior, să aveți grijă de voi înșivă. Întrebați-vă de ce aveți nevoie, de ce are nevoie sufletul vostru și încercați să vă iubiți și să vă acordați mai multă atenție. Și totodată nu aveți pretenții prea mari, da? Pentru că puteți să pierdeți contactul cu realitatea, cu rădăcinile voastre. Încercați să fiți mai, mai echilibrați, sintonizați-vă cu energiile vindecătoare ale pământului, ale terei. Încercați să vă plimbați mai mult în natură și să aveți mai multă grijă de corpul vostru practicând un sport sau având grijă de ceea ce mâncați. Deci acesta e practic răspunsul pentru voi. Practic această carte a ajuns la voi pentru ca să vă spună că voi stați cultivând o viziune unilaterală și riscați să uitați scopul inițial pentru care ați început ceva, pentru care v-ați dorit ceva. În momentul în care încercați să obțineți un rezultat mai bun, fără să țineți cont de ceea ce vrea inima, atunci voi practic vă pierdeți echilibrul. Nu luați prea serios lucrurile, ci încercați să vă lăsați timp ca să vă, să,
Încercați să aveți mai mult timp și pentru voi înșivă, ca să vă regăsiți pe voi. V-ați pierdut puțin, vă simțiți poate puțin rătăciți, sau chiar dacă nu, deci v-ați rătăcit puțin, să zic așa, de unde ați pierdut din vedere scopul inițial, ca să zic așa, da? Sunteți născuți pentru a iubi și faceți-vă, poate că unii dintre voi, cei care v-ați ales varianta a doua, sunteți mai mult materialiști decât sentimentali în acest moment, da? Și cartea practic avertizează asupra acestui lucru, să încercați să iubiți, că voi ați pierdut, chiar dacă voi poate v-ați gândit acolo la o relație, de fapt voi nu iubiți. Asta e problema, de-aia nu este prezentă dragostea în viața voastră, pentru că voi nu iubiți, doar vă gândiți la ideea de iubire, dar voi nu manifestați iubirea, nu sunteți iubirea, și atunci iubirea nu se manifestă în viața voastră, da? Deci cu cât manifestați mai puțin iubire, cu atât mai puțin iubirea este prezentă. Practic, cartea reprezintă o persoană foarte sigură pe sine, foarte decisă, care să-și urmeze scopurile sale fără să... E o persoană inflexibilă, care nu renunță la principiile sale. Poate ar trebui puțin să fiți mai flexibili, da? Să nu fiți chiar atât de perfecționiști. Să încercați să mai lăsați și de la voi. Deci ca răspuns, ca să zic așa, pentru că aveți tendința să extremizați, să deveniți extremiști în orice lucru și manifestați practic un caracter contradictoriu. Și acest lucru, aveți mereu schimbări de comportament sau de stare de spirit. Da, când sunteți supărați, când sunteți veseli, când sunteți... Nu mai știe lumea cum să vă înțeleagă, și de aici poate și probleme cu relațiile, de a relaționa cu ceilalți, pentru că poate îi speriați, să zic așa, pentru faptul că aveți mereu schimbări de stare de spirit. Deci încercați cumva să fiți mai blânzi cu voi, să fiți mai calmi, mai echilibrați, mai calculați, da? Să nu treceți dintr-o extremă într-alta, așa, cu prea multă forță, pentru că vă faceți rău singuri. Cam asta e tot și pentru cei care și-au ales a doua variantă. Și haideți să vedem și pentru ultima variantă, varianta pietrei albe, să vedem la voi ce răspuns vă dă oracolul la întrebarea voastră. Concentrați-vă pe întrebare, să vedem care este răspunsul oracolului pentru voi. Aici se grăpește o libertate, vreți să vă eliberați de ceva sau vă doriți să fiți liberi, să puteți să faceți ce vreți. Aici îmi vorbește poate de cineva cineva care poartă o mască, sau poate e cineva străin pe care nu cunoașteți. Vă trebuie mai multă înțelepciune, mai multă reflexie asupra unor lucruri. Aici poate că există lucruri care nu le cunoașteți, persoane ascunse, sau v-am spus, cineva străin, cineva de altă naționalitate, religie, cultură. Vi se cere poate să fiți mai activ, să acționați, fiți persoane care se conduceți, să fiți ca un luptător, pentru că aici mi-apare, vedeți aici o persoană care are sabia în mână, da? Deci să fiți persoane active, persoane care știți ce vreți, care vă implicați. Să vă depășiți ego-ul până la urmă, da? Deci ambițiile, orgoliile, da? Ca să obțineți ceea ce vreți. Poate va trebui să vă puneți în serviciul celorlalți, da? Sau să lăsați de la voi poate anumite lucruri. Va trebui poate să vă puneți întrebarea de ce anume vă doriți un anumit lucru sau o anumită persoană. Da? Deci ce anume vă determină să obțineți acea persoană? De ce anume o vreți? Deci răspundeți-vă sincer la această întrebare. Întrebați-vă care este scopul vostru și dacă este în sintonie cu adevărata voastră natură sau este, voi sunteți, e o chestiune doar de ambiție, pur și simplu, pentru că vi s-a rănit orgoliu sau pentru că vreți să demonstrați ceva cuiva.
sau vouă înșivă, că sunteți în stare, spre exemplu, poate să fie și o astfel de situație. Pentru că un motiv pentru care nu obțineți un anumit rezultat poate să depindă de faptul că motivația este doar mentală și nu este susținută de inimă. Adică nu, sufletul vostru nu iubește ceea ce dorește, ci doar mental, mintea voastră gândește că e bună persoana respectivă sau situația respectivă, aveți neapărată nevoie de ea să obțineți acel lucru, acea chestie sau acea persoană să fiți împreună, depinde de voi de ce v-ați gândit, sau să ajungeți într-un anumit punct, într-un anumit loc. Dacă vă găsiți în dificultate și nu știți în ce direcție să o luați, poate că ar trebui să vă rugați divinității, că vedeți aici ne arată această persoană că stă în fața soarelui, știi, soarele reprezintă divinitatea, da? Practic, rugați-vă divinității să vă ghideze, da? Să-și facă treaba, ca să zic așa, să vă arate încotro. Înainte de a începe, practic, o acțiune, ar trebui, poate, o acțiune sau care implică și alte persoane, ar trebui, poate, puțin să reflectați mai mult, să vă aliniați spiritului vostru, să folosiți meditația. Aceasta este o tehnică foarte eficace, pentru că în felul acesta veți avea o imagine mai amplă a ceea ce se întâmplă. Da? Deci încercați să reflectați, să vă gândiți la ceea ce vreți să faceți și ce implicații sunt. Orice criză, practic, vă pregătește sufletul pentru binele suprem al Universului. Deci atunci când aveți o suferință, practic aceea vă ajută să vă descoperiți pe voi, pentru că voi va trebui să faceți o schimbare cu voi înșivă și să evoluați. Și evoluția voastră ajută practic și la evoluția Universului. În orice caz, atunci când aveți dificultăți, mai e cel mai bine să cereți ajutorul divinității și să cereți cu claritate, să cereți mai multă claritate în viața voastră. Cereți cu inima sinceră și cereți cu inima sinceră ca să vă fie arătată calea pe care trebuie să o alegeți. Și așteptați cu încredere, pentru că la momentul oportun veți primi răspunsul, veți avea revelația, veți ști ce aveți de făcut. Dacă doriți ca acțiunile voastre să fie eficiente, va trebui să vă iubiți mai mult decât scopul în sine, decât să iubiți puterea, spre exemplu, care vă dă ceea ce doriți voi. Îmi faceți în așa fel încât ca acțiunile voastre să fie motivate de bucurie, să fie pozitive, pentru că scopul vieții este ca să extinzi fericirea și asupra celorlalți, nu numai asupra ta, pentru a contribui la bunăstarea colectivă, la binele comun, să zic așa. Fiți încrezători în voi și sărbătoriți-vă viața, să zic așa, sărbătoriți-vă pe voi, acțiunile voastre, dar încercați să faceți doar lucruri pozitive. Nu renunțați la voi înșivă și nu vă comportați nici cu falsă modestie. Amintiți-vă că și orgoliul este cel mai mare dușman al vostru. Și că, practic, orgoliul poate să ia și fața unui sfânt, spre exemplu, deci atenție. Deci poate că voi vă considerați că nu aveți păcate, că sunteți sinceri, că sunteți corecți, că faceți, dar poate aveți un orgoliu și acel orgoliu este mai mult decât orice, e un mare păcat orgoliu, să știți. Da, deci este unul dintre cele 7 păcate capitale.
Să țineți minte că încercați ca toate acțiunile voastre să fie inspirate de dragostea universală, pentru că orice acțiune este ca o undă și se propagă și practic ajung, poate lovi foarte multe alte persoane și apoi când se întoarce la voi, se întoarce cu o forță puternică toate aceste lovituri, știți, și vă lovește și pe voi de înzecit. Nu vă lăsați influențați de rezultatul acțiunilor voastre. Amintiți-vă că, practic, victoria este un concept ilusoriu sau e relativă, ca să zic așa. Deci, încercați să fiți mai echilibrați. Practic, această carte a ajuns la voi pentru a vă aminti că aveți puterea să vă transformați viața prin acțiune. Făcând ceva, vă doriți un lucru, încercați să faceți, să și acționați în sensul dorinței voastre, că poate voi doar vă doriți și nu acționați, dar acționați în sens pozitiv și atunci când aveți dubii și nu știți încotro să o luați, cereți sfatul divinității pentru că vă va ajuta. Pentru că aveți forța necesară ca să înfruntați orice provocare. Da? Deci veți avea niște provocări de întâmpinat în orice caz. Dar va trebui și voi să fiți pregătiți poate să vă luptați pentru ceea ce vă doriți, dacă sunteți pentru binele comun. Cartea, practic, favorizează proiectele care cer o acțiune decisivă și care acționează în avantajul și binele colectiv, binele reciproc, să zic așa, da? Deci trebuie să fie o chestiune de bine reciproc la ceea ce v-ați gândit voi, că dacă mai există și alte persoane implicate sau, mă rog, care orice acțiune, practic, mai devreme sau mai târziu implică și alte persoane. Și deci dacă ceea ce faceți voi urmărește binele comun, în general, al vostru ca individ și al grupul din care faceți parte, al societății din care faceți parte, a partenerului, partenera la care v-ați gândit, etc., atunci vă favorizează aceasta, altfel vă poate aduce neplăceri. Poate să vorbească această carte, să vorbească despre o persoană care este foarte mândră, în general, dar și generoasă în același timp, și care practic se bate pentru ceea ce dorește, are niște idealuri nobile. Poate că este o persoană care e un conducător, o persoană, un lider, un șef, cineva, o persoană care are autoritate, care conduce, dar poate că se lasă condusă mai mult de egoism, da? Deci, și asta este practic o chestiune care vă aduce neplăceri. Deci dacă este vorba despre voi, atunci vă aduce egoismul sau aveți de-a face cu o persoană destul de egoistă, ca să zic așa, și va trebui cumva să fiți atenți. Dacă va intra să facă parte din viața voastră, veți avea dar în orice caz, va trebui voi să acționați. Deci răspunsul este că cu această persoană puteți să faceți un parteneriat și va fi o persoană de încredere, dar foarte exigentă, care va fi mereu gata să vă încurajeze, dar și să vă educe, ca să zic așa, să vă dea niște lecții. Da, deci, practic, această carte reprezintă începutul și sfârșitul. Deci, trebuie să fiți atenți că pentru unii poate să fie un început de relație cu cineva, pentru alții să fie un sfârșit. Sau, mă rog, sfârșitul să se încheie poate cu bine, poate să se încheie în sensul de a obține ceea ce vă doriți voi, da? Depinde de cum acționați voi. Cam asta e tot ce pot să spun și pentru cei care și-au ales a treia variantă. Deci, așadar, folosiți-vă inteligența și acționați pozitiv pentru că aveți succes. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-au răspuns la întrebări și că v-ați regăsit în ele, în aceste predicții, pe voi, pe cei la care v-ați gândit, situațiile la care v-ați gândit și că v-au răspuns la întrebări și că vă ajută să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi și să obțineți ceea ce vă doriți. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă încă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți. Lăsați-mi și feedback-ul, mesajele voastre, cum vedeți aceste predicții și dacă vă ajută. Și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!